Compania producătoare de autoturisme a urcat pe trotuarul din fața primăriei Timișoara două dintre cele mai noi autobuze. Noi, strălucitoare, autobuzele erau expuse ca la un show de profil. În jurul lor, mulți invitați ai autorităților locale. Chiar și mass media a primit invitația tot din partea administrației timișorene, cu toate că produsul expus este al unei firme private. Cum de vă ocupați de promovarea acestui eveniment? Că primăria a chemat și presa. Nu, deci noi nu facem o promovare specială. Vreau să vă spun că la ora 9 era un meeting aici, o întâlnire, și erau mai mulți primari. Și am chemat aici să vină să vadă. Deci nu cred că e o crimă. Să vadă omul, să fie orientat, să știe ce oferă piața. Edilul Timișoarei spune că este chiar el interesat de achiziționarea unui astfel de autobuz. El ar putea deservi transportului public și ar putea circula foarte ușor prin centrul orașului, pe străzile istorice foarte strâmte. Dar bani în bugetul local pentru o astfel de investiție nu există deocamdată.